Primul accident rutier s-a produs vineri seară pe DN17 în localitatea Molid. Un tânăr de 25 de ani din câmpul moldovenesc, aflat la volanul unui autoturism Skoda, s-a angajat într-o depășire neregulamentară, fără să se asigure motiv pentru care a intrat în coliziune laterală cu un autoturism Volkswagen condus de un bărbat din comuna Matca, județul Galați, care era deja angajat în efectuarea manevrei de depășire, având aceeași direcție de deplasare. În urma impactului, șoferul din Volkswagen a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar mașina s-a răsturnat pe cupolă în afara drumului. Șoferul vinovat de producerea accidentului rutier a suferit leziuni ușoare, fiind transportat de către un echipaj smurd la Spitalul din gura Humorului. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă. Tot la Molid, un alt accident rutier s-a produs în seara zilei de sâmbătă. Un tânăr de 35 de ani din Vama aflat la volanul unui autoturism Volkswagen cu remorcă, din cauza vitezei a pierdut controlul direcției, a intrat pe contrasens și s-a izbit într-un autoturism care circula regulamentar, din sens opus. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a 5 persoane, dintre care un copil de 2 ani. În urma testării s-a stabilit că șoferul vinovat de producerea accidentului avea 0,55 mg pe litru alcool în aerul expirat. Tot sâmbătă la Călineștena, che o tânără de 27 de ani a condus un autoturism Volkswagen în polo, pe drumul județean 209D, dinspre Dărmănești, spre Șerbăuți, iar la Călinește, Nache, a intrat într-o depășire și a intrat în coliziune cu autoutilitară Volkswagen Kedi, care era angajată într-un viraj la stânga. În urma impactului, tânăra și doi copii de 4 și 15 ani au fost răniți și au fost transportați la spital. Un alt accident rutier s-a produs duminică la amiază la Bunești. O tânără de 20 de ani din Bosanci conducea un autoturism Ford despre Fălticeni spre Suceava, iar la un moment dat s-a angajat într-un viraj la stânga în moment în care mașina a fost lovită în lateral de un autoturism Volkswagen Golf, condus de un bărbat de 50 de ani din Boroaia, care circula în aceeași direcție de mers și se afla în depășire. În urma impactului au fost rănite patru persoane, printre care doi copii de 8 și 10 ani. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.